Să se mute într-un apartament nou încă de acum 2 ani. Este povestea câtorva zeci de familii din București care acuză ANL-ul că le-a luat banii de avans, dar a uitat să le predea noile locuințe. În timp ce proprietarii plătesc rate la creditele ipotecare și stau cu chirie prin oraș, agenția dă vina pe constructor că tergiversează lucrările. Constructorul aruncă vina înapoi în curtea ANL și spune că agenția întârzie cu plățile. Codrin Mihalache a încheiat în 2008 un contract cu ANL pentru o garsonieră. A făcut credit la bancă și a plătit ANL-ului 35.000 de euro. Urma ca un an mai târziu, în septembrie, să se mute în casă nouă. Eu în momentul ăsta stau în chirie, deci plătesc și chirie și plătesc și rată la bancă, iar cu banii am rămas dați. Nu m-am mutat încă în apartament. Amână de pe o lună pe alta. În total sunt 37 de familii în aceeași situație. Acuză Agenția Națională a Locuinței că nu le-a apărat interesele și că îi ține pe drumuri. Deși, spun ei, șefii instituției știau că firma de construcții este în faliment și nu poate termina blocul, nu au reziliat la timp contractul. Dacă mergem la ANL, ANL-ul ne trimite la constructor, iar constructorul ne trimite la ANL. Deci este o plimbare dintr-o parte în cealaltă, fără niciun răspuns concret. ANL, în această situație, a cerut denunțarea contractului, dar administratorul judiciar și-a asumat răspunderea pentru finalizarea locuințelor. Între timp, blocul pare părăsit. Vecinii nici nu-și amintesc de când n-au mai văzut pe cineva lucrând înăuntru. Scările sunt în continuare de ciment, nefinisate, blocul nu este conectat la curent sau la gaze, iar înăuntru nu s-a mutat nicio familie. A fost în ianuarie, că a sudat barele astea, a sudat tot și atât. Cum există mari șanse ca șefii Agenției Naționale a Locuinței să rezilieze contractul și cu cel de-al doilea constructor, proprietarii au slabe speranțe că se vor muta anul acesta în apartamente. Agențiile imobiliare și dezvoltare.